Nici o zi fără infracțiuni în Chișinău, iar de această dată capul de afiș a fost ținut de un tânăr de 23 de ani care a fost prins de polițiști în flagrant delict chiar când încerca să fure o mașină. Potrivit oamenilor legii, individul a fost surprins în timp ce cu o rangă metalică încerca să strice lacătul unei uși a automobilului. Acesta a fost imediat încătușat și dus la inspectorat pentru audieri. Pentru fapta sa, suspectul riscă până la 3 ani de închisoare. Și tot în noaptea de joi spre vineri, polițiștii au fost chemați să intervină la un local unde două tinere de 18 și 20 de ani în stare de ebrietate au intrat în conflict cu ceilalți clienți. La pământ! La pământ! Cazi la pământ! Deoarece nu au reacționat la somațiile oamenilor legii, acestora le-a fost aplicate mijloacele speciale. Acestea au continuat să se dea în spectacol și la inspectoratul de poliție. Sunteți agresivi! Pentru acțiunile lor huliganice, tinerele au primit câte o amendă de 1500 de lei.